Până în 2024 am putea călători în Statele Unite fără viză, spune ambasadorul României la Washington. El se declară încrezător că țara noastră va intra în programul Visa Waiver până la finalul mandatului președintelui Klaus Iohannis. Israel, Cipru, Bulgaria și România sunt cele patru țări luate în considerare pentru includerea în programul Visa Waiver, după cum a declarat Mayorkas la un eveniment dedicat industriei turismului. SUA ar avea câștiguri financiare care nu sunt de neglijat, așa cum s-a întâmplat atunci când a fost inclusă Croația în program, ceea ce a dus la o impulsionare a economiei cu sute de milioane de dolari în urma exploziei călătoriilor. E un lucru foarte bun. Deci considerați că ar trebui să se renunțe la viză? Da. Mai ales pentru americani, că sunt prietenii noștri. Și mai ales pentru tinerii români, care poate ar vrea să-și găsească un job acolo sau să se stabilească? Da, și ei la noi. Noi la ei și ei la noi. Păi mi se pare normal, dacă tot ne-am împrietenit atât de mult, mi se pare normal să existe chestia asta. Pentru toți cei care doresc să meargă în America, mi se pare o chestie de confort și de normalitate. Pentru a participa la program, o țară trebuie să îndeplinească cerințele legate de combaterea terorismului, aplicarea legii imigrației, securitatea documentelor și gestionarea frontierelor. Un lucru benefic pentru ăștia care pleacă, care au probleme de rezolvat în asta, nu mai stă pe la asta, dar măresc mare lucru. Dar e totuși un avantaj. Ce facilități ne fac nouă, ca să vorbesc mai corect așa? Ce interese au? Păi cu ce ducem noi în Statele Unite? Cu ce creștem valoarea? Cu ce creștem? Trebuie să faci ceva care să te primească. În prezent sunt 40 de țări în program. Directorul executiv al Asociației de Turism din SUA, Roger Dow, a declarat marți că adăugarea Croației reprezintă un impuls de 100 de milioane de dolari pentru economia SUA. De fiecare dată când sunt adăugate țări, călătoriile pur și simplu cresc, a spus Dow.